Salut! Pardon, am ceva de spus. Aproximativ, dar trebuie să zic. Ați auzit de Ursula von UE, că vrea să ne lămurească cum e cu cei 19 grade Celsius. Am râs. De ce? Pe de mult am priceput o treaba asta. Foarte de mult. Vreau să nu uit. În fel de antescriptum. Am pus în mod repetat niște întrebări de gâgă. Atâta mă duce capul, normal. Ați observat că a crescut prețul la curent. Da. Și într-o lume era atât și pe a început țop. Și pe aia țop, 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 țop. Hei, eu pornesc la primul țop. Că, de exemplu, la hidroelectrica, aia cu porțile de fier, în luna X era prețul atât. Următoarea lună a crescut prețul atât. Eu am o întrebare. Cu cât a crescut prețul la metru cub de apă care a intrat în baraj? Ca să justifice creșterea prețului la curent. Păi n-a prea crescut. A doua întrebare, tot de gâgă. Energia electrică obținută din eolian. Cu cât a crescut prețul la vânt de la o lună la alta, ca să justifice creșterea prețului la energie electrică, eoliană, curată? Cu nimic. A treia întrebare, tot de gâză, că atâta mă duce capul, normal. Noi producem energie electrică și din varianta atomică, reactoare atomice. Asta spre deosebire de o centrală termică care produce energie electrică, la care în fiecare zi vine cu un tren de cărbune și iese pe coș. Asta odată ai umplut-o cu niște bare de uraniu și pe aia funcționează. Păi se termină barele alea. Păi dacă într-o lună costa prețul atât, luna următoare cu aceleași bare a crescut prețul la atât. De ce? Normal sunt niște întrebări de gâgă care gâgăie puțin. Nu le pun. Lasă așa vorba lui Mircea Badea. E să mă întorc la asta cu 19 grade. Am râs. De ce? Cu mult înainte ca Ursula von UE să ajungă pe post, să se dea elefant, i-a descoperit treaba asta. Imediat după 89, 2-3 luni cel mult, a crescut prețul la termo. Ne aveam încălzire centralizată într-o cartieră. Răcădău? Și-au justificat. Salariații vreau un salariu decent. Și de unde se scoate salariul decent? De la aia care plăteau la termo. Și atunci, la serios, eu mi-am dat seama unde o să ajungă. Că după câteva luni, iar vor salariu. Și ce am făcut? Cred că am fost primul din cartier. La vremea aia, cartierul ăsta Răcătău avea populația exact cât Câmpina. Flexul, tăia țevile la termo. Chemat un vecin și mi-a sudat niște dopuri. M-am dus la... Că luna plăteam la punctul termic aici, era o fată foarte drăguță. E doamne, ultima dată când plătesc. Și aia de ce? M-am decuplat la termo. Am sudat ăsta, uiteați, pozele, să vină cineva să controleze. E, dar n-aveți voie. Bun, am făcut-o. Păi... O să vă blocăm caloriferele. N-au zis că le-am scos pe balcon?
A venit unul aici la mine, de la termo, s-a uitat, sudate, ai scălit că erau sudate, nici măcar n-aveau reguli cum să facă debranșarea atunci. Că nu se mai întâmplase. Și am mers mai departe, dar nu m-am oprit. Cumpărat, în primul rând, să precizez. Întâmplător aveam susținere financiară, o linie de credit care îmi permitea să fac nebunii de genul ăsta. Am cumpărat tâmplărie termopan pentru tot apartamentul. Tocmai de la Timișoara, că în Brașov încă nu se fabrica. Iar s-au venit toți vecinii, s-au uitat scruciți la mine. Ce tâmpit, cât a dat ăsta pe ei. După aia, schimbat ușa, era de aia standard de lemn, cu una metalică, dar care era izolată termic foarte bine. Și după aia, triplat cu postfix izolarea la termică la geamuri. Geamurile în special, geamurile la care se deschideau. Izolat termic, pereții exterior, din interiorul apartamentului, care aveau ieșire spre exterior. Și băgat încă un rând de pur fix. Hai, băiatul. Asta e o bară, care în mod normal are 2 metri. Găurită, umplută cu hârtie, iar aici sus e pur fixul. Și are mare avantaj, care și o chestie care se lipește. Și lipit pe exteriorul geamului, pe exteriorul ușii, foarte aproape. Și atunci când se închide ușa, apasă exact aici. Rezultatul s-a izolat foarte bine apartamentul. După aia și vecinii au spus, domnule, să izolăm termic blocul exterior. Ok, am plătit, fără comentarii. Și rezultatul unde s-a ajuns la toată treaba asta? Vedeți o poză, chiar în față acolo, se arată 2 termometre la distanța asta. Unul în exterior și unul în interior. Și dacă vă uitați bine, când cade temperatura în exterior la 10 grade, în interior e 20 de grade, fără încălzire, datorită acestor măsuri luate de mine și n-am așteptat-o pe Ursula. Normal am prevăzut și alternativa la avarie, niște panouri de ăsta radiante foarte scumpe, dar care consumă foarte puțin, 500 de wați. Și m-am aruncat și am luat vreo 3 de alea. Cu termostat, cu tot acămul. Și mai am încă o variantă pregătită pentru asta, dacă dă nasol. Dar n-a fost cazul. Că am observat un lucru. La 20 de grade în apartament se poate trăi. E drept că nu umblu în chiloți, dar se poate trăi. Am avut norocul că am fost educat și de taică meu. De mic. Locuiam în schie aici și când ne culcam, dormeam tot stăi în aceeași cameră, ultimul lucru care îl făcea taică meu, deschidea puțin geamul și lăsa deschis până dimineața. Era o plăcere când te sculai dimineața, afară era, simțeai rece așa, în plapumă bine și pe aia te mișcai turbo. Speedy Gonzales. Urma după aia mers la schi și spăla cu zăpadă în fiecare dimineață, așa era regula. M-am obișnuit. Și m-am adaptat la treaba asta. Am avut chiar o discuție neprincipială cu vara mea, când i-am explicat că am 19 grade în casă, ea a început să-mi explice că minim pentru confort e 23 de grade. Dacă spun că mă
te scurg la 19 grade, de ce insiști ca să plătesc, să folosesc 23 de grade? Și a trecut mulți ani de atunci. Chestia asta ce zice Ursula cu dușul în doi. În primul rând am trecut de la cadă să fac duș. Cum sunt eu cu cititul și aveam contort la apă rece și apă caldă și apă rece în special, am văzut un duș consum cel mult 20 de litri de apă. Mai ales cum îl fac eu cu duș cu apă rece. Nu te bălăcești în el, te miști foarte repede și se poate. Că e neplăcut, e neplăcut. Recunosc asta. Însă după aia când ai terminat, te simți tare bine. Pausule. Așa. Observați, jos sunt două linkuri. Duș rece în 2014-2016. Când termin eu de măcănit, intrați pe ele. Chiar spus unei patroane, de la un chioș de unde mă aprovizionam eu, doamnă, eu fac duș cu apă rece. Și tipa foarte așa, nu vă cred. Ei, și cu coana aia m-a făcut ca să mă dezbrac. Și să postez pe YouTube un clip de motive estetice de aici în sus. Că restul la mine e nesemnificativ din cauza vârstei. 77 plus. Și am dovedit treaba asta. Acum, din cauza vârstei, nu mai pot. Că atunci făceam dimineața. Cum mă sculam, ciup la duș. Nu mai pot. Și atunci fac dușul după ora 12. Ghinion, vârsta. Te-am rezolvat-o. Și mă simt bine. Și se poate trăi. De acord, este o senzație de disconfort așa în casă. Când trebuie să umblu cu o haină pe mine în permanență. Am un halat foarte simpatic. Ce interesant, că v-am zis că au râs vecinii de mine. Investiția care am făcut-o. Se uitau la mine. Acum toți au exact ce am făcut eu. După mulți ani. Chestia de viteză de gândit. Dar contre pe net era dezbatere mare. Decuplarea dezechilibrează sistemul termo. N-am înțeles de ce. Pe undeva, la intrarea în bloc, e un tur și un retur. Și sunt mai multe coloane pe verticală. Și pe aceste coloane sunt legate în serie apartamentele. Dacă eu sudez țevile, nu înseamnă că las pe aia din spatele meu fără apă caldă. Nu. Apa caldă trece mai departe prin toate apartamentele, care sunt legate între tur și retur. Și atunci cum dezechilibrez? Cam ciudat. Ca să nu mai zic un lucru. Dacă ești conectat la termo sau sistem centralizat, nu zice nimeni nimic dacă tu închizi din robinet la maximum. Deci, practic, nu mai trece apă caldă. Al deștept, care se declara inginer în domeniu, zice, țevile produc căldură. Și a trebuit să plătești cel puțin 25% pentru asta, din căldura care se dă în general. E o problemă care nu știe domnul inginer. Element radiant e radiatorul. Țevile nu sunt elemente radiante. De acolo se transportă căldura. De acord? În momentul când pornea termo, simțeam cât crește temperatura puțin în casă. Simțeam. Dar nimic nu îmi împiedica pe aia la termo, se izoleze foarte bine ca să nu mai treacă. I-am zis lui domnul inginer. Deci dacă trecerea țevilor mă obligă să plătesc 25%, tâmpit au fost
aia pe timpul comuniștilor. Că nu se pune radiatoare, în loc de o pereche de țevi în apartament, treceau patru perechi de țevi. Că asta s-a rezolvat. S-a rezolvat? Nu. Că lipseau elementele radiante. Și pe aia am zis lui domnul inginer. Bun. Plătesc cu 25% mai mult. Însă atunci toți aia care sunt conectați cu radiatoare la termo, numai din cauza țevilor, ar trebui să plătească cu 25% mai mult. A rămas așa. Și a dispărut. Începe să mă enerveze calculatorul ăsta. Ajunge la concluzia ca să decupleze ecranul. Da. Pe scurt, asta e povestea. De acord, e neplăcut, dar se poate trăi. Și mai ales dacă privești echilibrat situația asta. Să nu-mi zică mie cineva că vara, mai ales aici în Brașov, de multe ori sunt 20 de grade afară. Că atunci aș pornește termocentrala. Deci e mai mult o treabă psihică. E iarnă, mi-e frig. Unde e? Așa. Am fost scurt. Nu mai lungesc. Acum mă duc să-mi fac turul în jurul cartierului, că-l fac. Că și cu turul ăsta în jurul cartierului, ce înseamnă perseverența? O încăpățânare în cazul meu. Perseverența trebuie să fie un tip elevat. Încăpățânare ca măgarul. Prima dată când am făcut turul ăsta, exact pe traseul ăsta, am făcut în 2 ore și din băcuță în băcuță, din balustradă în balustradă, că nu puteam. Acum îl fac sub 60 de minute. Că se poate. Toată figură se insiste. Și am trecut acum în mod constant la 9.000 de pași pe minute, pe zi făcuți. Mă minte brățara că nu pot să etalonez lungimea pasului. Însă 9.000 de pași sunt. Și mă simt bine. Chiar luna viitoare am discutat la o adunare generală aici, în cadrul apartamentului. Până acum aveam calificativul satisfăcător. Mă trec la calificativul -7. Bun. Mă bucur. Și mai insist. Tot cu viteza întâia merg. Nu reușesc să cuplez a doua. Te insist. De ce? Foarte greu de explicat. Da. Roza, roza la scleroza. A vorbit Dan Colibaș. Deci, vorba lui Mircea Bada. Vă susțin 19 grade. Mai ales eu dovedesc că se poate. Fără efortul deosebite. Ne mai întâlnim. Cam un subiect care merită să-l curg pe net. M-am întâlnit după virtual, după foarte mulți ani, cu un coleg de școala militară, care am terminat-o în 1967. Și acum, în 2022, m-a descoperit. Și de ziua mea m-a felicitat. Și rezultatul, după 2 zile, i-am dat papucii. Am zis că nu mai vreau să am de-a face cu tine. Și pentru treaba asta trebuie să justific. Deosebirea radicală, motivul radical pentru care am luat această decizie, e dăunător pentru mine. Eu la ora actuală am o listă de 24 de proiecte care le urmăresc. Încet, încet. La nivel mini-tehnicus, că atâta mă duce capul. Dar sunt 24 de lucruri care le urmăresc. Tehnice.
Asta ce înseamnă? Spre viitor. Știți ce face colegul ăsta al meu? S-a angajat cu jumate de normă la o firmă de la stat de pompe funebre, în care ține inventarul la toți care crapă din promoția noastră. Te dărâmă treaba asta, psihism. Ales că știi că, dracule, că ești pe listă. Și vezi, pică ăla, pică ăla, pică ăla, pică ăla. Psihic, te termină. La mine, 24 de proiecte. Mă scol dimineața, care îl fac? Da. Și o să detaliez problema asta. Și drăguță reacția lui. Ea mi-a explicat frumos, o să afișez chiar convorbirea care a fost între noi pe WhatsApp. Și a spus că să dispară din viața mea, că să nu mai mă contacteze. Și rezultatul, a doua zi primesc un SMS de la el. A murit și cu tare. Gata, gata, ne mai întâlnim. Mi-a plăcut. Unde se oprește? Da, e se oprește. Pa! 19 grade. Vă susțin, vorba lui Mircea Badea.